Poftiți. Haideți, vă rog. Da. Bună ziua! Am invitat astăzi, în cadrul acestei conferințe de presă pe care o susțin, și cetățeni, membri ai Partidului Mișcarea Populară, care au fost prezenți în piață. Pe 10 august au ieșit în stradă români care fie au venit din străinătate, cum îi vedeți aici pe parte dintre colegii noștri, fie români care au vrut să fie solidari cu un meeting anunțat a fi pașnic de către românii din diasporă. Piața Victoriei a fost plină în mai multe rânduri de către cetățeni revoltați de atitudinea PSD și aceste proteste au fost organizate spontan, mobilizarea făcându-se pe rețelele de socializare. Din timp s-au mobilizat românii din afară, tot pe aceleași rețele de socializare și aceiași români care au mai fost în piață au venit în semn de solidaritate alături de ei. Ceea ce s-a întâmplat însă în seara zilei de 10 august poate fi numită o mineriadă a diasporei. Avem câteva elemente care ne cutremură pur și simplu atunci când ne gândim cât de departe poate merge politicul în a discredita un eveniment. Avem toată convingerea că în spatele provocatorilor se află PSD-ul. Este inacceptabil așa ceva în România anului 2018 să vrei să compromiți un eveniment care avea o încărcătură simbolică unică, pentru că în anul centenar românii care au plecat peste hotare au venit să-și exprime nemulțumirea față de guvern. De ce primul ministru a ales să plece exact în această perioadă din țară? Cui servește ca provocatorii să vină să intre în conflict cu jandarmii, iar mai apoi jandarmii să agreseze populație nevinovată? Vreau să fiu foarte clar. Statul român, instituțiile statului, au la ora actuală logistica necesară pentru a identifica orice fir de păr care exista în piața Victoriei la acea oră. Există toate elementele pentru ca responsabilii de acest dezastru, de acest haos, de această rebeliune împotriva populației nevinovate, să poată fi clarificată. Am asistat în urmă cu puține clipe la o minciună cum este rar să vezi în spațiu public, spusă de un oficial guvernamental. Ministrul de Interne ne spune că pe 10 august celula de comandă a jandarmeriei era coordonată de către un procuror militar. Lucru ilegal. Nu se poate întâmpla așa ceva. Fapt confirmat de către parchetul militar imediat. Pentru această minciună, ministrul de interne trebuie să plece imediat din funcție. Îi cerem ministrului de interne să plece de îndată din funcția de membru al guvernului, pentru că o asemenea minciună nu poate fi tolerată niciun minut. Aveți în fața dumneavoastră oameni care au avut de suferit fără nicio vină din partea unor instituții care, în loc să-și facă
misiunea pentru care sunt create, de a apăra cetățenii, pur și simplu i-au agresat. Domnul deputat Doru Coliu este unul dintre cei care a fost pur și simplu bătut cu bâta de către jandarmi care n-au înțeles că omul se legitima și le spunea că este deputat în Parlamentul României și a venit în piață în semn de solidaritate cu diaspora. Sunt atâția oameni nevinovați care au fost agresați, iar modul cum jandarmeria a utilizat toate instrumentele pe care le avea în dotare pentru a băga spaimă în cetățenii nevinovați este profund condamnabil. De la Revoluție încoace, jurnaliștii români n-au mai fost supuși unui asemenea tratament din partea instituțiilor statului. Agresarea jurnaliștilor români și străini impune de urgență clarificarea tuturor abuzurilor care s-au produs în acel perimetru. Subliniez, instituțiile statului au logistica necesară pentru a identifica fiecare fir de păr care a existat în piața Victoriei și în zona adiacentă. Sunt aici în fața dumneavoastră oameni care au fost agresați pe străzile lăturalnice pieței Victoriei. Cu ce scop? Cine a ordonat un asemenea comportament? Trebuie să aflăm cu toții în cel mai scurt timp. Vedem că scandalul prinde proporții și pe plan extern. Sunt cetățeni străini care nu aveau nicio legătură cu evenimentele din piața Victoriei care au fost agresați. Pentru actualul guvern nu este suficient. Mai mult decât atât, Partidul Mișcarea Populară împreună cu PNL și USR cere convocarea de urgență a unei sesiuni extraordinare în care să audiem toți factorii responsabili, pentru că înțelegem că pe doamna Dăncilă au vrut să o pună la adăpost și au trimis-o în concediu, că ea este doar un executant, nu este un prim-ministru, dar ceilalți, de la vicepremierul Stănescu și toți cei implicați, trebuie să vină să dea explicații aici în Parlament. Există un singur beneficiar în toată această situație, iar convingerea noastră este că provocatorii au fost trimiși în piață de PSD, iar instituțiile statului au obligația să clarifice aceste chestiuni care sunt profund condamnabile și de neimaginat într-un stat democratic. Colegul meu, domnul deputat Doru Coliu, va merge astăzi la parchetul militar. O să-l rog pe el să facă precizările de rigoare. Bună ziua! După 18 ani de trăit în Spania și în calitate de deputat de diaspora, am considerat o normalitate să fiu prezent pe data de 10 august alături de românii din diaspora, alături de semenii mei, alături de cei pe care îi reprezint. Astfel am fost de la prima oră, de la ora 9, în așteptarea coloanelor în piața Universității, de unde am plecat spre piața Victoriei. Ne-am dus cu toții cu inima larg deschisă pentru a ne striga drepturile și, din păcate, am primit o lecție usturătoare
pe propria piele, fiind agresat de către jandarmeria română. Fără niciun motiv și fără niciun avertisment. Ei au spus că au avertizat. Însă dacă cineva va reface acea scenă în acel zgomot infernal al mulțimii, nimeni nu a auzit acele mesaje de avertizare, iar acele semnale luminoase, nimeni nu știa din diaspora ce reprezintă. Mai mult decât atât, ele erau în partea dreaptă, nu în partea stângă, lângă acel camion unde noi ne-am poziționat în general grupul mare al diasporei și unde am îndemnat pe tot parcursul protestului ca lumea să fie pașnică, să nu se ia la lupte cu jandarmii și să manifeste în mod pașnic. Din păcate, după ora 11, după ce am scos-o pe brațe pe o colegă de-a noastră până pe o stradă lăturalnică la un kilometru, când m-am întors, a început atacul exact în zona noastră, în zona celor din diaspora. Au dat cu fumigene în față, în spatele camionului și înăuntru cu acele grenade care știți că au găurit picioarele oamenilor. Astăzi avem și un coleg din Marea Britanie care a depus plângere penală deja la parchetul militar. În acel moment, după 9 ore de primit gaze, în care lumea nu știa ce să mai facă, nu mai putea respira, nu mai putea vedea bine, ne-am trântit cu toții la pământ pentru a găsi o gură de aer. Și atunci am fost cei rămași acolo, am primit bastoanele pe spate, cu toate că strigam și mă identificam ca persoană și calitatea mea de deputat în Parlamentul României. Nu au ținut cont de nimic, au trecut ca un tăvăluc peste noi și din spate ne-au împins cu jeturile de apă. Nu sunt de acord cu această represiune împotriva românilor din diaspora. Consider că este o răzbunare a partidului stat PSD, o răzbunare la adresa diasporei și o condamn în mod ferm. Azi o să merg la parchetul militar pentru a depune o plângere, pentru că am fost agresat și vreau să mă constitui parte în acest dosar și o să mă lupt până la ultima picătură de sânge pentru aflarea adevărului ce s-a întâmplat în data de 10 august pentru toți românii, atât din diaspora cât și cei din țară veniți la protest. Vrem să știm, colegii noștri, românii noștri, vrem să știm, dorim cu toții să știm cu ce tip de gaze s-au dat, ce muniție s-a folosit, în ce condiții, de ce au avut armament asupra lor, cine a dat ordinul. Vrem să știm răspunsul la foarte multe întrebări, iar purtătorul de cuvânt al jandarmeriei îi solicităm în mod public să-și dea demisia, pentru că a refuzat dialogul, după cum ați văzut aseară pe un post de televiziune, în a răspunde jurnaliștilor la întrebări legitime pe care populația vrea să le afle. Din păcate, nu au reușit decât să-i sperie pe români și să nu mai aibă încredere în instituțiile statului român. Fac un apel la ultimul dram de conștiință a celor ce conduc acest guvern să își dea demisia azi pentru a putea afla adevărul în totalitate. Pentru că noi considerăm că ceea ce s-a întâmplat de la ordinul de evacuare a pieții și urmărirea oamenilor pe străzi până în cartiere a fost o represiune în toată regulă. Vă mulțumesc. Deci, după cum puteți vedea, aici sunt oameni din
diaspora, o să-i rog și pe câțiva colegi să vă transmită din starea pe care o resimt după aceste zile, pentru că sunt oameni care au venit din convingere aici în țară. Iar pentru a protesta la acel meeting anunțat cu luni înainte, o să rog pe colega noastră care este și membru PMP. Bună ziua, mă numesc Clin Cionela. Am susținut ideea protestului de la început. Am venit crezând că în România putem să facem mult mai mult pentru românii din diaspora, pentru românii din țară. În Italia am o asociație unde mă zbat pentru drepturile românilor bătuți, unde autoritățile, consulate, ambasadele nu ți oferă niciun ajutor. Am ajuns în București vineri dimineață la ora 9, de unde am început să fim urmăriți și pentru o cafea, un grup, 1-2 cu românii cu tricourile de diaspora au fost urmăriți. Am ajuns în Piața Victoriei și au vrut să ne bage în dube în jur de ora 4:20 pe toți cei cu tricourile de diaspora. Ne-am grupat în jurul acelei camionete, iar de acolo nu am plecat nici măcar să mergem la toaletă, de frică. Nu ne-am așteptat la așa ceva, am luat gaze de la ora 4 până seara la ora 11, când am leșinat, nu am mai știut ce e cu mine. Mi-aduc aminte ultimele momente că au dat două bombe care miroseau acetonă lângă acea camionetă. Mi-aduc aminte că eram pe o stradă departe de Piața Victoriei, unde au fost date din nou gaze. Colegii mei mi-au pus steagurile deasupra să nu mai inhalez. După ce mi-am revenit lângă stradă de la BCR, nu sunt din București, nu știu cum se numește, după ce mi-am revenit, oamenii au început să fugă, jandarmii alergau mulțimea pe acea stradă. Au dat cu gaze, a trebuit să mă ridic și să alerg. Nu știu dacă e corect și nu știu cum România o să-și spele rușinea în străinătate. Deoarece eu mă gândesc acum cum mă întorc eu în Italia să apăr drepturilor românilor, românii bătuți, când ne bate inclusiv statul român. Asta aș vrea să știu și eu de la domnii care au comandat acest protest să fie altceva decât noi am vrut, fără violență și să ne spunem de pe dreptul la nemulțumirile pe care le avem. Dacă mai sunt și alți colegi care au... Bună ziua! Îmi cer scuze că vorbesc greu, dar e din cauza gazelor. Am niște hârtii că am fost la Brașov, am încercat să iau o hârtie de la medicina legală și nu am reușit. Gelu Bercea mă numesc, vin din Brașov. Mă consider din diaspora, fiindcă am avut susținerea lor și am venit din convingere pentru că am vrut să fac o schimbare. Am fost 10 ani cadru militar la Predeal și am participat inclusiv la misiuni în afara țării, în Irak și în Afganistan. Vreau să vă spun că eu n-am văzut în afara țării să se întâmple așa ceva, ce s-a întâmplat la București, cu oameni care nu au muniție, oameni care, recunosc, unii au aruncat cu bidoane de apă, dar nu poți să arunci tu cu un bidon de apă și jandarmul să dea cu bâta în tine, în femei și în copii. Nu este normal. Mi-am luat gaze 6 ore împreună cu colegii care au venit de la Brașov. Aș vrea ca cineva să răspundă. Cu vederea asta prost, am fost ieri la Brașov de mi-am făcut analize. Vrem ca cineva să răspundă. Noi avem convingerea că putem schimba ceva. De aceea m-am alăturat lor. Nu știu dacă se va putea face ceva dacă nu suntem uniți toți. Chiar îmi doresc să schimb ceva. L-am adus inclusiv pe copilul meu cu mine pentru că nu am avut cu cine să-l las. Fiindcă și el vrea o viață mai bună. Pentru asta am venit. Am venit pașnic să demonstrăm. Nu am venit să bătem pe nimeni. Nu am venit să intrăm în guvern. Noi am venit cât se poate de pașnic. Uitați-vă în Brașov cum s-a demonstrat. Am fost în fața celor din Brașov. Așa am fost cu tricoul ăsta. Și așa voi rămâne până se va termina acest lucru. Dar nu poți să bați o mulțime ca să apări un infractor. Din punctul meu de vedere, nu se poate. Cineva chiar va trebui să ia măsuri. Vă mulțumesc. Am invitat și colegii să își spună punctul de vedere, pentru că, dincolo de
încercarea disperată a PSD-ului de a acoperi prin alte teme pe care le servesc publicului, rămâne o realitate. Și anume că pe 10 august cetățeni nevinovați au fost agresați de către jandarmerie și vrem să știm la ordinul cui și cui servește toată această provocare. Vrem să știm cine a dus în piață provocatorii, cu ce scop, iar ministrul de interne a demonstrat în urmă cu puține clipe că în zadar ocupă această funcție și nu este în stare să se ridice la nivelul pe care trebuie să-l aibă un ministru de interne, iar ea a acționat iresponsabil și prin minciuna pe care a spus-o în urmă cu puține clipe, precum că centrul de comandă a fost coordonat de către un procuror militar, demonstrează încă o dată că nu merită să rămână această funcție, iar noi îi cerem demisia. Închei prin a vă spune că am fost 4 ani de zile secretar de stat în Ministerul de Externe pentru relația cu diaspora. În mandatul trecut am fost parlamentar de diaspora. Nu cred că există politician în clasa politică care să cunoască mai bine realitățile decât mine în comunitățile românești de peste hotare. Sunt 10 milioane de români peste hotare, 4 milioane dintre ei cetățeni ai statului român. Nu putem avea o abordare primitivă. Doar comuniștii priveau pe românii care locuiesc în alte state drept un pericol pentru statul român. Se pare că în PSD a reînviat această mentalitate prin care toți cei care nu mai locuiesc în România trebuie să devină niște ținte și sunt o amenințare reală. Noi ne vom duce mai departe lupta politică aici, vom insista prin mijloacele pe care le avem. Sperăm ca săptămâna viitoare să se convoace Parlamentul în sesiune extraordinară, iar instituțiile să înceapă să înțeleagă că sunt responsabile pentru respectarea legii și nu pentru ilegalități. Toți cei care au comis ilegalități pe 10 august trebuie să răspundă și noi ne vom lupta pentru acest lucru. Este clar că e nevoie de o comisie de anchetă parlamentară și vom susține împreună cu celelalte partide de opoziție ca acest lucru să se întâmple cât mai urgent, poate chiar săptămâna viitoare. Dacă există întrebări către noi... Noi am discutat cu colegii de la PNL, grupul parlamentar al PMP, în integralitatea sa, atâți cât suntem, că știți că PSD-ul este specialist în a recupera oameni. Am semnat toți pentru convocarea sesiunii extraordinare. A rămas ca și colegii de la PNL să strângă toate semnăturile, să facem acest demers, astfel încât să avem o sesiune cât mai rapid. Vă mulțumim mult, o zi bună să aveți! Un sfert. Da. Vă rog. La microfon. Președintele Claudiu Iohannis a vorbit despre unirea celor din opoziție împotriva celor de la PSD. Da. Crezi că este posibil acest demers anul acesta? Și dacă aveți de gând să le propuneți și celorlalți lideri opoziției să aducă întâlnire? De 6 luni de zile, insist și explic că singura soluție pentru a crea o alternativă credibilă la PSD este crearea unui pol politic anti-PSD. Nu există o altă formulă, nici PNL-ul singur nu poate obține suficiente voturi pentru a crea o majoritate, nici celelalte partide nu sunt suficient de convingătoare încât să obțină rezultate care să le permită să înceapă negocieri după alegeri pentru crearea unei alte majorități. PSD-ul
a reușit, prin erorile care s-au produs până acum, să se instaleze, prin erorile adversarilor politici, să se instaleze foarte bine și din 3200 de primari au aproape 2000 la ora actuală și de aceea noi insistăm ca România să revină la alegerea primarului în două tururi. Iar singura soluție pentru a crea o alternativă credibilă este ca partidele de opoziție să înceapă să discute despre crearea unui pol politic anti-PSD, pentru că altfel riscăm să rămânem divizați, fiecare să-și convingă propriul electorat, pentru că așa cum PNL-ul are propriul electorat, are și Partidul Mișcarea propriul electorat, noi sperăm să fim cât mai mulți. Deocamdată suntem atâția cât știți și dumneavoastră. Am atins pragul la toate alegerile. Le putem atinge și la viitoarele bătălii electorale. Dar acum nu mai este vorba doar despre obiective politice pe care și le poate asuma un partid sau altul. Este vorba despre viitorul României. Iar noi, cei din PMP, suntem dispuși să ne așezăm la masa discuțiilor pentru a crea un pol politic anti-PSD. Pentru că despre asta este vorba. PSD-ul și-a pierdut, sau mai bine spus, este confiscat la ora actuală de o gașcă de politruci care au o agendă extrem de precisă și care nu are nimic în comun cu interesele României. Ei sunt cei care se plimbă cu gărzi de corp dubioase pe stradă. Ei sunt cei care trimit provocatorii în Piața Victoriei pentru a compromite evenimente neorganizate de opoziție. Eu de asta n-am fost în piață, tocmai pentru că n-am vrut să se spună că vrem să confiscăm un eveniment politic. De altfel, niciun coleg de-al meu nu a fost cu tricouri ale partidului. S-au dus în calitate de cetățeni din diaspora sau solidari cu cei din diaspora. Deci, cred că viața ne obligă să fim raționali și să începem un dialog deschis pentru a crea acest pol politic al opoziției la PSD. Asta este convingerea mea. Până acum nu a existat niciun fel de discuție serioasă pe acest subiect. Informal, avem un dialog între noi, ne coordonăm anumite acțiuni în Parlament, dar o agendă clară a partidelor de opoziție cu privire la acțiunile PSD nu a existat. Ar fi posibilă o astfel de coagulare și înainte de europarlamentare sau cum? Eu cred că ea este necesară mâine. Vă mulțumesc mult. O zi bună. Thank you.